Vă salut, prieteni! Am revenit cu un nou episod, un nou video, practic, cu continuarea povestirii de unde am întrerupt-o în episodul anterior. Cum zici ăsta? Nea Abramovici, cum să intru să joc? N-am ghete, n-am apărător, n-am cum. Intru așa să joc, n-am nimic la mine, haine de stradă și atât. Păi spune, păi nu-i problemă, zice, îi dau eu $500 dacă, să se ducă mâine dimineață, te duci cu el mâine dimineață să-și cumpere ghete. Și ce mai are nevoie omul? Bă, zic, nu e așa, zic, ghetele alea trebuie să le calci, așa se spune la fotbal, să le calci, adică să faci 5, 6, 3 antrenamente cu ele, eu le băgam în apă fierbinte, le ungeam cu cremă să prindă forma piciorului, le băgam la congelator, le țineam o noapte întreagă, pe urmă încălțam cu ele să se dezghețe pe picior, eu aveam așa o întreagă nebunie de să prepar ghetele. Nu, te duceai în magazin, luai ghetele și gata, hai pe teren. Bă, spune-i ăsta că nici la nuntă nu te încalzi prima oară cu pantofi, că îți fac bătături, nu poți să dansezi mireasa. La valsul mirilor ești anchilozat de picioare. Îi spune lui ăsta, l-am văzut eu că nu prea a convenit. Acum ce îmi zice impresarul? Bă, zice, ai văzut că ăsta a acceptat cam tot ce ai vrut, ce a... Zi și tu că te duci mâine să-ți iei ghete și... Asta și mai vede mâine, zice. Zic, bine, spune că o să merg mâine și dacă găsesc... Eu jucam mai cu ghete Adidas World Cup. Clasice. Alea m-am simțit toată viața mea, m-am simțit foarte bine în alea. Și numai să scrie pe limbă Made in Germania. Nu erau, erau și de Vietnam și de Costa Rica, nu. Made in Germania. Mi le luam tot timpul de ori care aduceau din străinătate, ori din anturajul echipei naționale, care erau pe lângă echipa națională sau magazionerul, sau aveau originale, nemțești. Acum mai zic lui ăsta, bine o zi așa și vedem noi. Ne ducem la hotel, mai rămânem noi în hotel la parter acolo, la recepție, mai stăm de vorbă. Zic, haide mă, atunci ne trezim dimineață, zic, și mergem la un mall. Aici să... ca o ghete. Dacă vrea ăsta să... Zice, ia, îți dau eu niște bani să-ți iei ghete, că iau banii mâine de la el. Zic, bă, zic, vezi că eu n-am de gând să joc. Păi zic lui ăsta că n-am găsit ghete sau ceea, vin, nu-i cunosc pe aia, nu, zic, dacă contractul nu e înregistrat, dacă, Doamne ferește, mă accidentez sau ceva și... Sau nu-i place lui ăsta cum joc, sunt trompetă și nu-i place lui ăsta cum joc și după meci zice, bă, știi ceva, dă-i drumul în România la tine, că... Bă, îți dau cuvântul meu de onoare, că eu am serios, că îl cunosc de viață, nici nu te gândi că e vorba de probe sau de ceva, că nu. Zice, fii atent cum facem. Mă duc eu dimineață, mă duc la el, mă descurc eu, iau taxiul, iau eu ceva, mă duc la el la salonul de nunți acolo la birou și tu te duci la mall. Zice, cer eu de la recepție de aici adresa de la cel mai apropiat mall, îți pun pe GPS-ul de la mașină și dimineață pornești mașina, apeși OK pe GPS și te duci la mall. Îți iei ghete și dacă eu mă înțeleg cu ăsta și tot OK și îmi dă contractul semnat de el și stăm, redactăm contractul, intri și joci. Bine, nea, Abramovici. Zic OK, așa vedem. Să duce omul în treabă, ieșim în fața hotelului, parcarea hotelului acolo, îmi bagă pe navigație de la mașină unde să mă duc. Totul OK. Zic, bine, atunci rămâne când te întorci de la birou de la ăsta și eu când mă întorc de la mall, lăsăm mesaj la recepție unul pentru altul. Ne sunăm în cameră dacă suntem bine, dacă nu, mesaj pentru el că sunt în cameră și ne sunăm până ne găsim. Gata. Mă trezesc dimineață, cobor la masă, la restaurantul hotelului, mănânc, semnez frumos, pun numărul camerei și mă urc în mașină, pornesc,
pun centura de siguranță, ba, pun navigația spre mol. Văd, după 5-7 minute aproape, ajungeam și pe jos, cred că. Văd pe partea stângă o clădire mare, așa, zic, gata, ăsta e molul. Mă bag pe banda unde se făcea stânga, aștept să treacă ea din sens unic, din sens invers, pa, stânga. Am văzut eu că scria la intrarea în parcarea subterană, din stradă, când intrai, scria stop. Am încetinit așa, am văzut, bă, nu era alee, potecă, trecere de pieton, bă, nu era nimic care să traverseze, practic, banda pe... Am încetinit un pic, i-am dat înainte, de ce să opresc? Trec de aia, în 5 secunde, cu mitraliere, în limba lor, acolo. Unul din față, m-am uitat în oglindă, unul în spate, fugea unul din lateral. Am făcut pe mine. Am pus frână, nici nu mai m-am mișcat. Împăiat. Vine unul la geam, hai de capul meu, English, please, English, speak English, English. Nimic ăla, cu pușca așa îndreptată. Zic, hai de capul meu, zic, mă împușcăște. Ui, zic lui ăla, no. Geamul jos. Așa. Zic, bă, încet. Mână pe volan, mă, pun mâna ușor, așa, vă dați seama, eram, e ud, până la genunchi. Deschid geamul, bagă ăla mâna pe geam, o ia cu pușca, unul la geamul din dreapta, unul la geamul de la parbriz, unul în spatele mașinii, cu puștile, cu mitraliere. Bagă ăla mâna pe lângă volan, așa, scoate cheia din, oprește motorul, scoate cheia din contact, îmi deschide ușa, mă trage afară, mă pune pe capotă. Hai de capul meu, eram terminat. Mă pipă eu ăla, eu tot, ce să te... nemișcat, tot ăla, aveam niște bani în buzunar. Și în torpedoul la mașină aveam pașaportul. Pașaportul și portofelul cu... ce mai aveam eu în portofel acolo? Buletinul de România, permisul de conducere, niște bani. Ăla... tot îmi zicea, no, English, please. Dădeam să motor, hopă capotă mai, stai mă de bunure, că motorul cu mine nu e sănătos la cap, ce să, că te joci cu ăștia, îți dă un pușcă de aia după ceafă și te lasă lat aici. Vorbește unul prin stație în limba lor acolo, într-un minut, bine, un minut zic acum, atunci mi s-a părut o oră, vine unul. Hello, sir, what are you doing? Îi zic, ăla, sir, ce s-a întâmplat, ce tânt? Ăia controlaseră cât m-a ținut ăla acțipil pe capotă, 2-3, unul în portbagaj, unul sub scaune, numai la capotă, n-au putut să umble, că pe capotă eram eu, ce să umble? Prin mașină, prin torpedo, a luat ăla actele din torpedo, s-a uitat, venea să uita la mine, așa. Îl întreb ăla, mă, nene, sunteți nebun la cap, ce ați cășunat pe mine, ce aveți? Zice, de ce te-ai sustras de la control, de ce n-ai oprit la stop? Păi ce stop, mă, să opresc la stop, să ce? Păi uite, vezi ghereta aia acolo? Acolo unde scrie stop, tu oprești, iese unul de ăsta din gheretă, poate să-ți ceară să deschizi portbagajul, să se uite în mașină, ce nu intre așa ca... Bă, zic, n-am știut. Îmi cer scuze. Zice, ai avut mare noroc că ai oprit mașina. Că dacă nu, dacă te speriai sau accelerai sau ceva, nici n-aveai foarte mult unde să accelerezi. Că de la intrarea asta propriu zis în parcare, până intrai în parcarea să te duci să... parchezi, erau 15 metri și barieră. Deci tu trebuia să oprești la stop acolo, să uita la mașină, să n-ai bomba mașină sau pe tine, te duceai la barieră, deschideai geamul, apăsai pe buton, îți dădea un tichet de la de parcare, să ridica bariera și intrai să te duci să parchezi.
Zic, bă, unde să accelerez, că unde să mă, mă duceam în barieră, bine că nu te-ai speriat, zice că acum nu mai vorbea, erai pachet. Hai de capul meu, zic, bă, îmi cer scuze, acum ce să zic, bă, zic, mă și amendează ăștia, cine știe. M-a întrebat ce caut, zic, bă, zic, uite, sunt fotbalist din România, zic, am venit aici la Berșeva, am fost la Eli Gino. A, prezidente, prezidente, bă, de la Berșeva, a, da, 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 păi zic, uite, sunt fotbalist din România, de la Rapid, de la, am câștigat campionat, ok, bine. Zice, hai, urcă-te în mașină, zice, fii atent, dar acum încolo, dacă zici că ai semnat, nu? Zic, da, trebuie să mă mut aici. Orice mall, orice parcare, oriunde te duci, trebuie să oprești. Bă, oprești și vin ăștia și te controlează și, pur, mă, nu te duci de nebune, că aici știi, cu fâșia, gaza, cu teroriști, cu nebune, zice, găsești unul și te împușcă, nu? Zice, ăștia, dacă te împușcau acum, n-avea nicio vină. Să uita lumea pe camerele de la vederi, vedea că n-ai oprit la stop acolo, la revedere, terorist. Poți să, bă, îți mulțumesc, nu știu ce. Mi-a dat ăla cheia, mi-au dat actele, m-am urcat în mașină, până am ajuns la bariera, am mers numai așa. Mergea mașina. Întremura piciorul, apăsam așa, făceam pe accelerație. Cred că o fi zis și ea, bă, săracul ăsta, ce prost, ni să conducă, nu știe. Mi-am luat tichetul de acolo, l-am băgat în parcare. Cred că dacă îmi făceau oia vista medicală după incidentul ăsta, mă declarau inapt pe viață, și de efort, și cu capul, și cu... Eram terminat. Intru în mall. La intrarea în mall, din parcare, să te duci la lifturi, al control, ca la aeroport, prin poartă de aia, prin alt. Intrai și acolo, acolo dădeai tot din buzunare, tot cheia de la mașină, bani, portofel, tot treceai prin ăla, te mai verifica unul cu un scanner de ăla sau nu știu cum se numește și te urcai în lifturi și gata, asta era tot control. Mă duc prin mall pe acolo, îmi găsesc ghete, le cumpăr, mă duc la mașină. Zic, bă, nu pun punga în portbagaj, că dar mă mai opresc ăștia și cu punga și cu aia, zic, las-o naiba aici lângă mine, că dacă e deschide ușa și se uită pe locul mortului în dreapta, zic, mă urc în mașină, pornesc la barieră, bag tichetul, să ridic acum, zic, bă, zic, acum la intrare n-am oprit, dar zic, la ieșire e ilogic să oprești, dacă n-ai bubuit înăuntru, bubui afară. Ajung unde scria stop acolo, scria stop și aici, dar stop ca să, că venea oia pe bulevard. Am oprit, la ce speriat eram, am oprit. Să uită ăla din gheretă la mine și începe să râdă și îmi face semn. Du-te, fraierică, du-te, du-te. M-am dus la hotel. M-am întâlnit cu impresarul meu. Cum a decurs ziua în continuare cu partida care trebuia să aibă loc 3:30, 5:30 după amiaza, nu mai, cred că 5:30, că la 3:30 încă era cald. Cred că la 5:30. Știu că nu se juca nocturnă, dar cred că la 5:30 sau la 6. Și alte detalii care sunt convins că vă vor plăcea, vă voi spune mâine în următorul episod, că nu vreau să mă lungez mult cu povestirile astea ca să nu vă plictisesc. Așa că până mâine, când veți afla detalii de la Berșeva, nu uitați. Like dacă vă place, subscribe dacă vreți să fiți tot timpul la curent cu ceea ce postez, clopoțel să fiți primii care află și fiți buni azi, fiți buni mâine, până la urmă vă va împușca cineva. Așa era să pățesc eu. Ne vedem mâine!